Acum o lună, poate vă amintiți, eram la parchetul București, venisem pentru parchetul sectorului 6 cu jalbă în proțap. Am scris plângere pe polițaii care m-au abuzat acolo la Grozăvești. Și în mai puțin de 10 zile, în mai puțin de 2 săptămâni, am primit deja răspuns. Ordonanță de neîncepere a urmăririi penale. Ceea ce mi s-a părut șocant și revoltător, și am scris o nouă plângere deja șefului acelui procuror pe care îl cheamă Bogdan Roxin. Am venit azi să o înregistrez, dar mi-au spus că parchetul sector 6 registratura are doar în zilele de cutare. Și văd că oamenii vin și depun plângeri în cutiile poștale, așa că o să o las și eu aici ca să nu mai vin în fiecare zi aici, mai ales că mâine vreau să merg la parchetul Cornetu să văd cum evoluează dosarul abuzului de la Bragadiru de acum 2 ani, aproape 2 ani, și în care încă nici nu s-a scos vreo ordonanță. Deci plângere la șeful lui Roxen la parchetul sectorului 6. Am înregistrat. Să fie pedepsit și polițaiul abuzator, sau polițaii, că erau mai mulți, și procurorul care încearcă să-i apere.